Nu, bună salutare, fraților, eu sunt Venger și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Fraule, de cât timp nu ne-am mai văzut? Fraule! Fraților, vă zic de pe acum, dacă vreți să treceți direct la subiectul clipului propriu zis, puteți să dați skip vreo 2-3 minute, pentru că înainte o să vorbesc puțin despre absența mea de o lună, cred că deja s-a făcut o lună, despre clipul cu Mara Ognean și de ce nu mai e pe YouTube și despre o mică schimbare de la mine din viață. Ceva de genul ăsta. După cum ați observat cel mai probabil, iar am lipsit vreo lună de pe YouTube, chestii care se întâmplă odată la ceva timp. Adică știți că în ultimii ani am avut niște pauze de genul ăsta și până acum am crezut că o să scap de ele, doar că nu. O să se întâmple treaba asta cel puțin încă un an jumate de acum încolo. Ideea că vreau să vă explic care e motivul, nu știu de ce am zis treaba asta, pentru că motivul e unul destul de simplu, am facultate. Sunt la o facultate care necesită foarte mult timp, foarte multă implicare din partea mea și nu am timp literalmente să fac absolut nimic altceva în afară de facultate. Problema în sine este că eu am crezut că o să se mai liniștească treburile, că o să mă mai obișnuiesc, ca să zic așa, cu tot programul ăsta și cu YouTube și cu facultatea și cu ce mai am pe lângă, doar că nu. nu pot. Ideea e că sunt anul 3, sunt la Politehnică, avem 4 ani, deci mai am un an jumate din facultate, un an jumate în care cel mai probabil o să mai fie vreo două absențe de genul ăsta, efectiv nu am ce să fac. Însă de data asta am mai avut ceva în plus, un proiect extraordinar de mare la care am lucrat extraordinar de mult. Încă nu am voie să vă anunț ce și cum, însă mulți dintre voi deja știți despre ce e vorba, pentru că m-ați auzit, ca să zic așa, și cu asta am dat un spoiler destul de mare. Să sperăm că în următorul clip o să pot să vă povestesc pe larg cum stă treaba și despre ce este vorba, însă până atunci... Na, o păstrăm mai low-key așa. Iar odată cu acest proiect s-au mai întâmplat niște chestii în viața mea. Adică am considerat că este o mare schimbare acest proiect dacă reușește. Și m-am decis să fac și să-mi fac și treaba asta. Nu știu dacă se vede, cum să nu se vadă, despre ce vorbim. O să postez un vlog legat de toată experiența asta pe care am avut-o în ultima lună și atunci o să vedeți, na, o să aflați mai multe lucruri și despre absența asta pe care am avut-o. Foarte mulți dintre voi așteptați și clipul cu Flavius J. Astăzi când postez acest clip este miercuri, cel mai probabil clipul cu Flavius o să apară vineri sau duminică, nu știu, una dintre zilele astea. Ideea e că pe lângă asta o să vreau să fac și un Q&A, pentru că în fiecare dată, în fiecare an de Crăciun, se întâmpla să fac câte un Q&A. Vine Crăciunul, așa că o să facem din nou un Q&A. Ce pot să vă asigur este că pe timpul vacanței o să încerc să postez 3 clipuri pe săptămână, o să vedem și cum o să reușim toată treaba asta, însă sunt destul de încrezător, cred că cel puțin 2-3 săptămâni de acum încolo o să reușim și cu 3 clipuri pe săptămână. Legat de clipul cu Mara Ognean, nu am ce să povestesc atât de mult. Mulți mi-au sărit în cap că, băi, cum ai putut să te asociezi cu astfel de persoane, însă voi nu ați privit treaba în ansamblu. Clipul respectiv este postat, cred că la vreo 2 săptămâni înainte să înceapă tot scandalul cu ea în mediul online. M-am documentat, am întrebat persoane înainte să fac clipul respectiv. Nu mi s-a părut ceva atât de negativ, ca să zic așa. Tocmai de asta am făcut și clipul respectiv, doar că în momentul în care am văzut ce s-a întâmplat și cum stă treaba de fapt, am șters clipul, cum mi se pare și normal. Consider că de când am început acest canal am avut destul de multă grijă cu persoanele cu care m-am asociat și o să vreau să păstrez chestia asta în continuare. Așa că, fraților, cam asta a fost și cu acest intro puțin mai lung, fără să mai lungim inutil, să le mulțumim membrilor canalului, dacă mai sunt membrii ei canalului, și să-i mulțumim și sponsorului acestui videoclip, mai exact Eneba. Eneba este un nou site de unde vă puteți cumpăra jocuri pentru PC, Xbox, PS și Nintendo la un preț mai mic decât de obicei. Site-ul ăsta are o varietate de peste 20.000 de jocuri, atât noi cât și vechi, la un preț mai mult decât accesibil, aceștia oferind customer support 24/7 în cazul în care întâmpinați chiar și cea mai mică problemă la ei pe site. Iar dacă doriți să cumpărați un joc și doriți să mă ajutați și pe mine, puteți folosi la checkout codul VENGER pentru 3% reducere. Băi, s-au întâmplat extraordinar de multe chestii cât timp am lipsit, ca să zic așa, chestii despre care aș fi vrut să discut. N-am avut timp, așa că, na, întârziem puțin și discutăm acum despre el. O chestie foarte importantă, ca să zic așa, care s-a întâmplat în ultima lună, au fost live-urile de pe TikTok. Bineînțeles, ați văzut și din titlul ăsta, o să fie subiectul clipului de astăzi. Hai să luăm cu începutul. Acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, dar un an și ceva, a apărut funcția asta să faci live și pe TikTok. Personal eram destul de convins de la început că treaba nu o să fie tocmai atât de clean și atât de high quality cum este pe YouTube sau pe Twitch, tocmai datorită faptului că, băi, să fim sinceri, acum ca să faci TikTok nu-ți trebuie mare echipament sau nici măcar nu trebuie să faci content de calitate ca să bubui. TikTok-ul este o platformă pentru oricine, dacă ai telefon cu cameră poți să postezi pe aplicație, algoritmul funcționează total diferit față de YouTube, nu-ți trebuie follower ca să ai un clip care să fie
na, viral. Mai pe scurt, aplicația asta este literalmente pentru toată lumea care vrea pur și simplu așa un mic boost de popularitate, ca să spunem așa. Implicit, ce vreau să zic prin treaba asta, cum am zis și mai devreme, era foarte de așteptat ca și calitatea live-urilor să nu fie aceeași cu cea a live-urilor de pe TikTok, Twitch sau a content creatorilor care cine știe pe unde fac stream-uri. Bun, nimic rău, ca să zic așa, până aici, pentru că până la urmă fiecare om consumă ce fel de conținut vrea. Dacă vrei să te uiți la un live de la o persoană care nu are nimic de oferit, poți să-ți pierzi timpul cu cea mai mare plăcere. N-am nimic împotrivă. Însă problema în sine este că în ultimul timp, din ce am observat, treaba asta cu live-urile de pe TikTok a devenit pur și simplu un trend. Pentru cei ce nu știți, dacă ai 1000 de followeri, poți face live pe TikTok. Și observ că foarte multe persoane trag foarte tare să ajungă la 1000 de follower tocmai ca să facă live. Și din nou, absolut nimic greșit în toată treaba asta. În sine, ce mi se pare mie greșit este că de ceva timp cei de la TikTok au băgat funcția de donații. Poți să stai și să le donezi streamerilor, cum donezi și pe YouTube, și pe Twitch, și pe orice altă platformă. Perfect normal. Problema în sine este că cei de la TikTok au implementat un fel de joc în care poți să te duelezi prin puncte cu cineva pe live-uri. Pentru cei ce nu știți, punctele respective le faci prin like-urile de la persoanele care te urmăresc sau prin donații. Ce nu este ok este că punctele sunt la comun. Punctele din like-uri sunt la comun cu punctele din donații. Iar astfel, foarte, foarte multe persoane au început să profite de toată treaba asta și nu în sensul bun. Înțeleg să vrei să susții creatorul de conținut preferat cu niște donații pe stream-uri, cu niște chestii de genul ăsta, pentru că până la urmă, dacă stai să te gândești, în afară de campanii sau vizualizări de pe YouTube, mediul online cam greu să scoți bani. Iar donațiile respective ne ajută pe noi ca și content creator să investim în calitate, în echipamente și în alte chestii de genul. Sau dacă faci treaba asta full-time, să te întreții, pana mea, înțelegeți voi despre ce vorbesc. Problema în sine este că aceste donații, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie voluntare din partea comunității. Nu ar trebui tu, ca și content creator, să stai să-i ceri comunității tale, frate, să-ți dea bani. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, treaba asta este pe lângă cerșeală. Am zis să caut un cuvânt care să sune mai frumos, însă nu, e pe lângă cerșeală. Și din păcate, treaba asta se întâmplă pe TikTok în momentul de față. Foarte mulți content creatori, ca să le... să-i supranumim, ca să zic așa, de pe TikTok, au început să facă toată treaba asta cu duelul și să ceară cumva donații din partea comunității, tocmai ca să bată cealaltă persoană, să arate că, băi, noi suntem comunitatea cea mai tare. Da, e un pretext prost. Pentru că din punctul meu de vedere, nu donațiile îți arată cât de unită și cât de tare este comunitatea ta. Chestiile astea poți să le vezi prin aprecieri, prin comentarii, prin numărul de oameni care se uită la tine. Așa că să stai să te apuci să le cerșești bani ca să zici după că, băi, noi suntem cea mai tare comunitate și că putem să-i învingem pe toți. Să nu mă înțelegeți greșit, nu susțin că cei care fac live pe TikTok sau care folosesc funcția de duel pe live sunt cerșetori, vorbesc de anumite persoane care fac chestia asta doar pentru partea monetară, ca să spunem așa. Adică dacă stăm să analizăm situația, putem să vedem că sunt și persoane care fac live-uri tocmai ca să păstreze legătura cu comunitatea și primesc donații fără să ceară nimănui. Tot așa am văzut că este în trend în jocul ăsta cu duelul, să faci o provocare dacă pierzi la duelul respectiv. Și din nou, mi se pare că lucrurile o iau ușor, ușor razna. Pentru că, frate, înțeleg să faci entertaining și în același timp să câștigi și niște bani, doar nu sunt ipocrit. Acum să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să fiu ipocrit și să spun că, băi, pe mine nu mă interesează banii sau alte chestii de genul ăsta, pentru că nu mai am 17 ani să pot să fac conținut și să investesc atât de mult timp în YouTube fără să am un anumit câștig, pentru că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, am de plătit o chirie, o întreținere și pe lângă asta trebuie să și mănânc. Nu știu, așa îmi place mie, să supraviețuiesc. Însă poți să faci toată treaba asta din plăcere și la un moment dat o să vină și banii. Dacă faci toată treaba asta pentru bani, se vede. Și chestia asta, din punctul meu de vedere, se vede la foarte, foarte mulți creatori de conținut de pe TikTok care fac live-uri tocmai în scopul ăsta. Adică las-o dracului de treabă. Îi văd pe unii s-au lăsat de job ca să facă live-uri pe TikTok. Despre ce vorbim? Vorbeam mai devreme, tot în trendul ăsta al live-urilor cu duelurile, foarte, foarte mulți se înjosesc. Și se înjosesc prin provocările pe care le fac. Înțeleg să faci toată treaba asta, să faci juculețele respective, cât să mai atragi niște persoane, mai atragi, na, nu știu, niște rici, mai crești în numere, faci niște followeri, doar că mi se pare destul de penibil să faci toate treburile astea în funcție de donații. Pentru cei ce nu știu, treaba asta în felul următor: cine pierde la duelul respectiv, cine are cele mai puține donații, implicit, trebuie să facă o provocare. Și provocările respective, din câte cred că ați observat și deja știți, au luat-o puțin razna. Adică las-o dracului de treabă, am ajuns să văd persoane care stau în genunchi și spun că sunt sclavii nu știu cui,
persoane care se machiază în clov, nu-i scriu numele pe, peste tot, nu știu. Mie personal chestiile astea mi se par puțin cam prea mult. Observ că sunt anumite persoane care pur și simplu din asta trăiesc și provocările respective pentru ei nu înseamnă absolut nimic. Însă dacă stăm să privim situația în ansamblu, sincer acum, chiar merită să renunțăm la demnitate pentru niște bani? Că văd o fată care face OnlyFans sau că îl văd pe... n-o să dau nume, o să mă abțin, că stă în genunchi și spune că este sclavul nu știu cui sau pe altcineva că se machiază în clown și tot așa își denigrează imaginea, nu mi se pare așa mare diferență. Însă din păcate toată chestia asta a ajuns în punctul de față din cauza noastră. Acum să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun că, na, să nu mai donați pe stream-uri sau alte chestii de genul ăsta. Ce vreau să spun este că propun să avem puțin mai multă grijă cui îi donăm. Așa că, fraților, în mare, cam asta a fost și cu acest episod. Nu uitați că săptămâna asta mai avem un clip de Q&A și o parte din podcastul cu Flavius J. Cât de așteptat e clipul ăla, Doamne. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă și nu uitați să lăsați și voi un comentariu și să știu și eu ce părere aveți voi despre acest videoclip. Așa că, fraților, cu astea fiind zise, eu am fost Venger și până data viitoare vă spun la revedere. Pa, pa!